In der Nacht vor allem in den Alpen noch schläft. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și mă bucur să ne revedem din nou la o ediție specială. Sper ca într-un număr cât mai mare să fiți alături de postul de televiziune Nord TV. În această după-amiază, alături de mine se află domnul Bogdan Ioan Tudor Todoran, președintele Federației Proprietarilor de Păduri, care spun bine ați venit. Bine v-am găsit și mulțumesc chiar și pentru ocazia de a mai expune un punct de vedere cu privire la problemele pădurilor din Borșa. Și în ultimul rând, domnul Mihai Matei, președintele Asociației Compostorare, care îi spun bună ziua și bine ați venit. Bună ziua, noastră și privitorilor care la ora asta se uită la postul de televiziune local Borșa. Aș vrea să ne spuneți despre ce este vorba. Între altele, am auzit că ați câștigat ceea ce de mult lupta pe care ați dus-o până anii 2003-2004, și anume, în sfârșit, este o speranță sau va fi o speranță că proprietatea pe care a fost câștigată prin acea sentință de 17.000 de hectare de pădure va fi în sfârșit celor care au făcut și fac parte din această asociație compostorală de la Borșa. Domnul Bogdan, vă rog, spuneți-ne dumneavoastră despre ce este. Da, vă spun. Am văzut că a spus acolo un titlu, Dale pădurilor. Este bun titlu. Ca să anunț ceva interesant mai pe la mijlocul emisiunii, putem să punem și un titlu 7 minus 3 egal 8. Și o să vă explic. Aritmetic e mai greu, matematic se poate. Nu, este o realitate care are legătură cu o mare retrocedare a Comisiei Județene Maramureș. Rețineți lucrul acesta. 7 minus 3 egal 8. Bun. Revenind la întrebarea dumneavoastră. Vă rog. Într-adevăr, de puțin timp, pe 7 septembrie 2016, s-a obținut o altă hotărâre definitivă, una din multele altele care sunt definitive, care, în mod evident, că va da un imbold finalizării procesului de recuperare a celor 17.000 de hectare. Știm cu toții povestea, avem acea hotărâre irrevocabilă din anul 2004, de la judecătoria Alești, care reconstituie compostoratului Borșa dreptul de proprietate pentru 17.000 de hectare. Suntem în 2016, compostoratul Borșa nu are niciun metru pătrat din cele 17.000 de hectare. În schimb, toată suprafața este împărțită după criterii cunoscute bine de clanurile mafiote între diverse personaje sau diverse persoane juridice, ajungând în momentul de față ca pe raza orașului Borșa să mai avem disponibile 3,4 hectare de păduri. Proprietățile borșenilor au ajuns pe mâna altora. De curând, o firmă din Belgia a cumpărat 3.800 de hectare din proprietatea, nu de la noi sau de la adevărații proprietari, dar amplasamentul este vechiul amplasament al compostoratului Borșa. Este proprietatea tuturor borșenilor, a ajuns acum pe mâna belgienilor. Dar o să vă dau detalii mai spre final. Bun. Deci în 7 septembrie 2016, după un an și jumătate de peripeții cu acest dosar, am reușit și am obținut o hotărâre definitivă la judecătoria Năsăud, după ce am strămutat procesul. Hotărâre prin care Comisia Locală Borșa și instituția prefectului județului Maramureș au fost obligate fiecare la plata 1.000 de lei pe zi de întârziere până la emiterea titlului de proprietate compostoratului Borșa, până când își îndeplinesc obligațiile stabilite prin titlul executorului din anul 2004. Acești bani cine plătește, în opinia noastră? Păi, instituția prefectului are personalitate juridică și va plăti, iar pentru comisia locală, orașul Borșa. Deci cele două instituții vor plăti din banii contribuabili. Acum, banii se calculează începând cu 5 ianuarie 2015, pentru că la această dată de 5 ianuarie 2015 s-au împlinit la momentul respectiv 10 zile de când executorul judecătoresc, care a pus în executare titlul nostru executoriu, le-a trimis somații celor două comisii să își îndeplinească obligațiile din sentința irrevocabilă. Deci de anul trecut. Și începând din 5 ianuarie 2015, calculăm 1.000 de lei
pe zi pentru fiecare zi de întârziere. Practic 2000 de lei. 1000 de lei de la Comisia Locală Borșa, 1000 de lei de la Instituția Prefectului, 2000 de lei pe zi pentru fiecare zi de întârziere care vor intra în conturile compostoratului Borșa. Aceste penalități... E o sumă frumușică. Păi se adună cam vreo 7 miliarde și jumătate pe an. Ceva de genul. 1000 de lei pe zi. 365 ori 1000 ori 2. 7 miliarde 200 și ceva de milioane lei vechi în fiecare an. Anul trecut care s-a scurs. Deci până anul ăsta, că suntem aproape la sfârșitul anului, sunt deja 12-13 miliarde pe care trebuie să le plătească cele două instituții. Când s-a pronunțat? 7 septembrie 2016. E definitivă? Este definitivă în ceea ce privește această soluție cu privire la penalitățile aplicate de instanță. Nu există cale de atac împotriva ei. Asta vreau să vă întreb, dacă există, nu există cale de atac. Singura modalitate de a reduce penalitățile este ca cei de la Comisia Județeană și cei de la Comisia Locală, în termen de 3 luni de la data de 7 septembrie 2016, să elibereze titlul de proprietate și să vină la instanță și să justifice de ce nu l-au eliberat până acum. Adică să aibă niște argumente solide prin care să convingă instanța că a fost, nu știu, o imposibilitate absolută să elibereze titlul de proprietate. Dar tot dumneavoastră spuneți, domnul Bogdan, că chiar la începutul, în momentul când am început această ediție specială, spuneați că la sediul primăriei mai este disponibil 3,4 hectare. Păi avem, deci ei sunt în incapacitatea de a vă pune în posesie cu cele 17.000 de hectare. Este clar că în momentul ăsta avem cel puțin 17.000 de hectare de pădure pe raza orașului Borșa, care au fost restituite ilegal către diverse persoane. Comisia Locală, prefectul, pot să apeleze la instituțiile statului să elibereze aceste terenuri. Sigur că este complicat că au intrat în circuitul civil. Dar legea 165/2013 dă posibilitatea, în situația în care vechiul amplasament nu este disponibil, să se facă niște proceduri și să se restituie un amplasament din localitățile imediat învecinate cu orașul Borș. Dar s-ați invocat că s-au pus în posesie ilegal. Eu știu că o instanță se poate pronunța dacă au fost puși ilegal sau, mă rog, nu s-au parcurs toate etapele sau toți pașii care trebuia să fie în legalitate. De acord, dar există și posibilitatea anulării unor titluri prin procedură administrativă și mai există posibilitatea desființării unor astfel de înscrisuri prin dosare penale sau prin soluții definitive ale instanțelor. Și s-au mai văzut astfel de situații. Este clar că în 3 luni și nici nu există interes, că cine ar vrea să elibereze 17.000 de hectare în Borșa? Cei care le-au dat și le-au împărțit și au profitat de pe ele? Evident că nu. Că lucrurile astea nu se întâmplă numai în ultimul an sau 2 ani sau 3 ani. Se întâmplă din 2004 în mod continuu, indiferent de cine a fost la conducerea primăriei orașului Borșa. Comisia Locală are posibilitatea, Comisia Județeană, posibilitatea, v-am spus, să restituie cele 17.000 de hectare pe alt amplasament. Din proprietatea statului român, nu din proprietatea altora. Zona apropiată a orașului Borșa. Apropiată. Și sunt. La Vișeu, am înțeles. Nu știu, la Moisei, dacă sunt la Poiană de Sub Munte. Statul mai are proprietății în zonă. Evident că prin această reconstituire a noastră pe alt amplasament, trebuie să se sesizeze odată cineva, nu de aici, din zonă, că înseamnă că statul rămâne cumva prejudiciat. În loc să restituie 17.000 de hectare la adevăratul proprietar, compostoratul Borșa, ajungem la o restituire de 34.000 de hectare, din care jumătate nu se știe cum e clar și unde că au ajuns. A făcut ilegalități. Acum instanța sau instituțiile statului vor găsi, dacă sunt vinovați sau nevinovați, cei care au făcut ce au făcut în opinia noastră. Domnul Mihali, dumneavoastră cum comentați sau ce credeți că până la urmă se va face? Pentru că eu mi-aș dori foarte mult de la dumneavoastră în această după-amiază să spuneți pe înțelesul tuturor, pentru că tehnic e un pic mai complicat ca să perceapă. Nu percep nici eu și n-aș vrea să jignesc telespectatorii noștri. Dar să ne spuneți dumneavoastră ce se întâmplă și care sunt soluțiile sau cum vedeți dumneavoastră rezolva aceste probleme. Pentru că din 2004, cum spuneam, de când ați început această luptă cu tot ce a însemnat, în câte procese ați
fost și ați fost chemat și chiar vi s-a instrumentat dosare penale de parcă dumneavoastră ați fi fost pintea cel viteazul. Uitați că acum există o sentință prin care dumneavoastră puteți face dovada că ați avut dreptate. Consider că a ajuns timpul când toți cei vinovați, deși eu s-a întâmplat în Borș, așa cum a arătat domnul Bogdan, care și-au bătut joc de proprietatea borșenilor și încă își mai bat și în continuare joc, a venit perioada de contului prin această hotărâre definitivă prin care obligă cele două instituții, Comisia Locală și Comisia Județeană Maramureș, la plata celor 1000 de lei fiecare zi întârziere. Deși credeau că această sentință 217 a judecătorii Oradea zice reprezentanții primăriei, în special reprezentanții primăriei Borșa și cei de la județ, că această sentință este o sentință moartă și că niciodată nu va fi pusă în executare. La gândirea lor, pentru că știm cine sunt spatele celor care au cele 6.000 de hectare de la compostoratul Țâșla și influența lor politică și financiară. Pentru că este acel milionar care se numește Frank Timiș. Sentința a fost dată de către o instanță. Pentru compostoratul Țâșla. Sentința de înființare a lor. De reînființare. Orice a proprietății, au titlul de proprietate. Deci să înțeleagă, Borșeni. Noi avem o sentință definitivă de 17.000 de hectare. De acord cu noi. Iar ei au 6.000 de hectare printr-o hotărâre a Comisiei Județene, luată de 7 membri din Comisia Județeană Maramureș. Da, da, și nu de judecători, cum ni s-au dat nouă. Există și un titlu de proprietate pe această suprafață. Păi s-au dat, pentru că tot s-au dat forțat, începând de la reînființarea lor în 2005. Și odată cu reînființarea lor, s-au dat și titlul de proprietate, s-au pus și în posesie și s-au și întâmbulat pe suprafețele celor 6.000 de hectare, care în prezent le deține câteva persoane. Ajuntul Frank Timiș, care are 4.000, o să vă spună domnul Bogdan, 4.300 de hectare, știți cu toate, zis cărbează, o familie de evrei din Vișeu, încă n-am putut să intru în posesie adresei lor exact și vedem cine sunt cu 200 și ceva de hectare și mai sunt 200 de membri din Borșa, 200 de persoane, care mai dețin în compostoratul Țâșla la 6.000 de hectare. Din cele 6.000 de hectare, încă 200 de hectare. Iar restul sunt părțite, așa cum v-am spus, 4.300 și evreii și cei 200 de cetățeni din orașul Borșa. Așa s-au împărțit proprietățile borșenilor, care în continuare sunt săraci. Dar, prin această sentință, o da Dumnezeu, pentru că timpul Dumnezeu nu e egal cu timpul nebunii, cred că am spus treaba asta, pe pământ. Vine și judecată divină. Asta, de data asta, Dumnezeu a făcut acea dreptate, judecată divină, și ne-a dat dreptul nostru de proprietate prin acest judecător de la Năsăud, care a făcut dreptate exact cum spune legea. Cei doi primarul și cu prefectul să plătească și obligația de a depune în posesie. Și ia borșenii acei sumă de bani pe care se va încasa de la primăria orașului Borșa și prefectura Maramureș, vom face stat de plată și l-am dat la fiecare cetățean din orașul Borșa să vadă că munca noastră nu a fost o muncă zadarnică și că n-am urmărit niciodată nimic decât bunul mers acestui oraș și a cetățeanilor din orașul Borșa. Ca să știe că drepturile lor de proprietate sunt scrise cu munca și cu truda a câțiva oameni care ne-au luptat perioada de 17 ani. Noi 17 ani, numai să le dai bună dimineața, cum am spus, de atâtea ori, atâtea instanțe, la judecători și să plece acasă. Atât am luptat noi în 17 ani de zile și am toți judecătorii care ne-au dat câștig de cauză și în fața acestor primari, prefecți, nu au avut nicio valoare. De data asta, acest judecător a făcut dreptate. Au văzut toate sentințele noastre și în căile ordinare și extraordinare de atac că noi avem dreptate. Și-au dat această sentință care efectiv nu mai au ce să facă nimic decât să o respecte. Eu sunt de acord cu noastră că aveți mare parte dreptate în sensul că lupta noastră de 17 ani acum începe să prindă roade, dar din păcate nu mai e obiectul activității, nu mai există pădurea respectivă, nu mai există suprafața respectivă. Deși dumneavoastră, domnul Bogdan, invocați și spuneați că legea permite domnul Mihai, în zona apropiată orașului să-i se dea acea proprietate. Important e să recuperezi teritoriul. Că pe acest teritoriu poți să faci o grămadă de aplicații și gândul ăsta al compostoratului nu e de a recupera ceva pentru a folosi instantaneu și imediat și să consumi integral totul,
ci pentru a transmite mai departe urmașilor pentru cât v-a îngăduit Dumnezeu, ceea ce și alții ne-au transmis nouă. Dar revin la compusuratul Cisla, ca să vă faceți o imagine clară din documente. Aceasta este acțiunea pe care am introdus-o la instanță, la judecătoria Bișeu de Sus. O luăm cu începutul, să vedeți, să știe toată lumea cum s-a înființat compusesoratul Cisla, cine l-a înființat, cum s-a validat, cum s-a pus în posesie și cine a ajuns să stăpânească averea Borșenilor. În 14 septembrie 2005, 5 persoane fac un proces verbal de o pagină prin care hotărăsc, numai ele 5, înființarea compusoratului Cisla. Și legal sau ilegal? Nu, ei au făcut un proces verbal. Au zis că ei sunt membri ai compusoratului Cisla și că hotărăsc să-l înființeze. Așa era legea în 2005 și dădea posibilitatea membrilor sau urmașilor fostelor forme asociative dinainte de 1948 să redobândească personalitate juridică. Oamenii ăștia fac un proces verbal, 5 persoane, își împar funcțiile între ei. Merg pe 20 septembrie la notar, fac și un statut și fac o cerere la judecătoria Vișeu de Sus ca să autorizeze instanța funcționarea compusesoratului. În dosarul de dobândire a personalității juridice, depun extrase de carte funciară pe numele compusoratului Borșa, depun extrase din anexa întocmită de Comisia Locală pentru validarea compusoratului Borșa, acte de stare civilă pentru cele 5 persoane, sunt întrebați dacă au o legătură cu compusoratul Borșa, ei spun nu. Și instanța se face că nu știe, tocmai acel judecător înființase întâmplător și compusoratul Borșa în anul 2000. Și discutăm de anul 2005, când hotărârea era deja definitivă. Hotărârea de reconstituire pentru 17.000 de hectare pentru compusoratul Borșa. Dar nu s-a ținut cont de acest lucru. Nu s-a ținut cont de nimic. Nu s-a ținut cont nici de lege la înființarea compusoratului. Pentru că, fiind un litigiu, în opinia mea... Dar nu era niciun litigiu atunci. Păi, era o soluție irevocabilă. Pentru că una nu a fost... se mai putea înființa, pentru că înainte de 48 a existat numai un singur compusorat în Borșa. Da, în una din cele 4 cereri de reconstituire pe care le fac oamenii ăștia 5, chiar spun acolo că vor să fie puși în posesie cu 6.056 de hectare din proprietatea compusoratului Borșa. Adică cel condus de domnul Mihai Matei și cel care avea hotărârea de reconstituire a dreptului de proprietate. N-a contat în dosarul de înființare nici faptul că legea spune că în momentul când faci o persoană juridică trebuie să ai obligatoriu act constitutiv și statut. Ei au avut numai statut, act constitutiv nu au avut deloc. Ăsta era din start un motiv pentru a nu se înființa. Păi uite cum s-a putut? Pentru că în ceea ce invocați dumneavoastră, spuneți că nu s-a respectat legea. Stai să vă mai spun că asta e puțin. Să epuizăm subiectul ăsta cu înființarea. Vă rog. Bun. Tot conform legii de la momentul respectiv, ca să înființezi o persoană juridică, trebuia să ai o dovadă a disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției. Nimeni în țara asta nu-ți înființează un ONG dacă nu iei de la Ministerul Justiției rezervarea de denumire. Nu a existat așa ceva. Nu este la dosar. De asemenea, ca să înființezi în anul 2005 o asociație, trebuia să ai patrimoniu, un salariu mediu brut pe economie. La momentul respectiv. Acum e o altă sumă. Nu s-a făcut dovada patrimoniului, nici nu se pomenește în statut și toate lucrurile astea sunt prevăzute sub sancțiunea nulității absolute a actelor constitutive și a statutului, trebuie consemnate și în actul constitutiv și în statut. După aceea, legea 1/2000 și ordonanța 26/2000 cu asociațiile și fundații stabilesc că minim 3 persoane, 3 sau mai multe persoane, pot să înființeze o persoană juridică de această natură. Asta înseamnă că mai puțin de 3 nu pot înființa o persoană juridică. Tot legea spune că statutul și actul constitutiv trebuie semnat sub sancțiunea nulității absolute de toți membrii asociați. Păi statutul compusoratului Cisla e autentificat de notar, dar e semnat de 2 membri. De președinte și de secretar. Atât.
Și dumneavoastră puteți face proba la cine păi există, spune. Sigur, sunt documente. Sunt documente și ele vor fi cenzurate de instanță. Și asta ce înseamnă? Că atunci când s-a înființat, statutul arată care sunt membri. Și membrii trebuie să semneze. Atunci când s-a înființat, compostratul Cisla, chiar dacă au avut eu un proces verbal cu 5 membri, dar când au făcut actele, numai 2 au semnat. Înseamnă că s-a înființat cu 2 membri. Și 2 e mai mic decât 3. Instanța nu putea să înființeze o asociație cu un statut cu 2 membri. Că trebuia să fie minim 3. Era condiția prevăzută de lege. Nu s-a prevăzut durata de funcționare. Nu s-a prevăzut iarăși în statut că trebuie să faci, să prevezi în statut care-i patrimoniu, nu ce revendici, ci ăla pe care l-ai la înființare și trebuia să faci și dovada lui. Fie cu un extras de cont bancar, fie cu, dacă asociații aduceau un aport propriu, bunuri, să spunem, trebuia precizat care sunt bunurile ca să ajungă la valoarea prevăzută de lege. Deci sunt o grămadă de articole de lege care prevedeau în mod obligatoriu o analiză pentru judecător, și o conduită pentru cel care vrea să înființeze asociația și din ele toate sunt prevăzute sub sancțiunea nulității absolute. Cu toate acestea, instanța autorizează înființarea compostoratului CISLA cu 2 membri și în lipsa oricărui act legal care să fie conform cu prevederile și cu condițiile legii. Bun. Avem autorizarea compostoratului CISLA. Se dobândește personalitate juridică. Hai să zicem că s-a trecut de etapa asta, că n-a fost cineva atent și s-a înființat încă o persoană juridică, dar mai departe ce se întâmplă este cu totul și cu totul inimaginabil pentru raportat la lege și la bunul simț și la orice alt criteriu de analiză pe care îl putem folosi. Probabil că... În opinia mea, eu vă spun mai simplu ce cred eu. Și dacă cumva greșesc, să mă corectați. Pentru că am făcut 10 de emisiuni pe problema cu Asociația Compostorală din Borșa și toate celelalte asociații care au invocat că ei sunt cei mai puternici. Deci în momentul când au dat în 2005 și au pus în posesie pe compostoratul CISLA cu acele 6.054 de hectare, în opinia mea, Borșa avea în jur de 29.000 de hectare de pădure, suprafață, cu pădură, cu pășunat. Deci îți putea permite din alea 29 să dea 6.000. Cu intenția de a bloca această asociație compostorală Borșa, prin toate metodele și prin tot ceea ce doreau, ca să nu intre în posesia celor 17.000. Dacă analizezi, în punct de vedere istoric, evoluția documentelor, o să vedeți că în momentul în care ei au fost puși în posesie, compostoratul Borșa era și el pus în posesie cu aceea suprafață. Deci, transferul dreptului de proprietate se făcuse către compostoratul Borșa, numai că un act oficial semnat de toată lumea, un proces verbal de punere în posesie, n-a fost o piedică pentru cei care au vrut să fure această proprietate și au tâlhărit compostoratul, au mai pus în posesie, peste punerea noastră în posesie, compostoratul CISLA. Din punct de vedere legal, n-are nicio valabilitate, dar Comisia Județeană le-a dat titlul de proprietate, au încheiat un contract și au înființat unul consiliu și au început să administreze proprietatea tăind, numai din ce s-a declarat la fisc, lemn și numai valoarea masei lemnoase declarată la fisc este de în jur de 37 de miliarde pe an. Vorbesc în bani vechi, aproape 1 milion de euro cu toate celelalte venituri anual. Haideți să vă spun că trebuie să înțeleagă lumea despicând cumva firul 4, toată istoria asta a compostoratului CISLA. Să ajunge la procedura de propunere spre validare. În comisia locală există procesul verbal. În ziua respectivă se analizează vreo câteva zeci de poziții, de cereri, printre care și compostoratul CISLA. Când se analizează cererea compostoratului CISLA, se spune foarte clar. De către secretarul orașului Borșa la momentul respectiv, de către domnul Mihai Matei, nu puteți să le dați 6.056 de hectare acestor oameni, pentru că această suprafață solicitată de ei face parte din cea de 17.000 de hectare pentru care avem hotărâre irevocabilă, e identificată de ocolul silvic și pusă la dispoziție pentru compostoratul Borșa și înainte de 1948 nu au existat două compostorate care să se bată pe acea suprafață, a fost unul singur. Cu toate acestea, la finalul dezbaterilor, primarul supune la vot și
trece această propunere de validare. Analizând tot procesul verbal, vedem că au fost vreo 10-11 alte cereri de reconstituire, analizate tot în ziua respectivă, prin care diverse persoane fizice din Borșa cereau diverse suprafețe. Și la 11 sau 12 poziții se resping cererile acestea de reconstituire pe motiv că suprafața fusese restituită altuia. Vreunei rude, vreunui unchi, vreunei mătuși, adică urmașii acelui așa autor au cerut separat reconstituirea. Unul a apucat să o ia pe legea 1, celălalt s-au trezit la legea 247/2005. Li s-a respins cererea pe motiv că terenul este deja reconstituit și să se descurce cu cel care are titlul de proprietate. Deci vedem că e o judecată total diferită între 12 cazuri și al 13-lea. În 12 situații, când terenul era deja reconstituit către altă persoană, a zis să respinge cererea. Ei, în cazul compostratului Cisla, deși s-a spus și aici, ca și în celelalte situații, terenul este reconstituit, s-a admis cererea. N-ar fi fost o problemă, să zicem, la nivel de comisie locală, pentru că decizia trebuia să o ia județul. Și ajungem la Comisia Județeană în ședința din 29 noiembrie 2005. De fațadă, e prima ședință a Comisiei Județene în baza legii 247. Prima problemă care a fost pusă pe ordinea de zi a fost compostratul Cisla. Dar, ca să nu se spună că s-a făcut o ședință numai pentru compostratul Cisla, au mai trecut o persoană fizică înainte, cu vreo 7 hectare, și au zis aceasta este hotărârea 1. Iar la compostratul Cisla, hotărârea numărul 2, pe 2005. Dar a fost prima problemă a Comisiei Județene de rezolvat după, în momentul în care nici nu se terminase, sau în prima zi, când se terminase termenul de depunere a cererilor de reconstituire. Și aici, la Comisia Județeană, se întâmplă ceva cu totul halucinant. Și ajungem la momentul 7 minus 3 egal 8. Comisia Județeană în anul 2005... Mai trebuie și demonstrat. Acum o demonstrez. Vă rog. Dar ăsta e modul de calcul al Comisiei Județene, nu al meu sau al compostoratului Borșa. În 2005 se reorganizează Comisia Județeană și în componență au 11 membri. În procesul verbal de ședință din 29 noiembrie 2005, la început se spune sunt prezenți 7 membri. Și ne uităm la finalul procesului verbal, 7 semnături. Deci concordă datele astea. Ce scrie în procesul verbal și cu cei care semnează, pentru că era obligatoriu pentru Comisia Județeană să facă un proces verbal și să-l semneze membrii în momentul în care propuneau să validau o cerere de reconstituire. Și acum vine momentul interesant, când se discută cererea compostoratului Cisla, se consemnează că 3 persoane se abțin de la vot, reprezentantul proprietarilor de păduri, directorul oficiului de cadastru și cu reprezentantul ITRSV-ului la momentul respectiv, actualele gărzi forestiere. Și tot în procesul verbal se consemnează că pentru validarea compostoratului Cisla votează 8. Păi dacă sunt 7 prezenți, 7 semnează. Minus 3. 7 minus 3 egal 4. 4. Nu 8. Da? Deci au fost mai multe voturi decât persoane au fost prezente. Pentru? Probabil au apărut celelalte 3 persoane. Nu, pentru, nu, pentru că dacă ar mai fi apărut încă 3 sau 4, era posibil să spunem să apară. Dar trebuia să semneze procesul verbal. Deci mi-ați spuneți că acolo s-a făcut un fals? E un fals. Puteți dovedi acest lucru? Păi da. Se poate dovedi și prin însă și acest proces verbal, care nu mai poate fi alterat, că l-avem noi. Comisia Județeană, cer scuze. Da, aici. Ăla e dosarul asta care e dosarul. Numai cererea de chemare în judecată are 75 de pagini. Și după aceea urmează documentele în ordine cronologică din 2004 până în 2000. Cât conține dosarul respectiv? Câte foi, dacă ne puteți 1265. Spune? Și asta va fi un judecător care va analiza toate, acele pagini? La el urmează să mai fie adăugate niște documente și va avea în jur de 1500 de pagini dosarul în momentul în care adică este să revenim și la bun. Dosarul ăsta. Bun. Vreau să vă continuați ideea ca să pricepem despre ce este vorba. Și ca să vedeți de ce au scris ei 8, pentru că acolo unde 8 era un spațiu. Eu n-am procesul verbal în original, am o copie
pe care am obținut-o de la Comisia Județeană anul ăsta, e prima oară când s-a obținut procesul oral. Până acum nimeni, până nicăieri n-a apărut procesul ăsta verbal. L-am cerut, mi l-au dat și acum trebuie să răspundă că nu mai pot să-l modifice, că l-am eu. Și în procesul la verbal, dumneavoastră, ați constatat că 7 au fost și 3 s-au... 3 s-au obținut. Și cei care s-au obținut sunt trecuți nominal. Cu nume, prenume. Da, nume, prenume. Normal, trebuia să fie 4 voturi și nu era majoritatea simplă. Exact, pentru că aici este cheia ilegalității. Trebuia să aibă 5,1 dintre cei 11. În regulamentul fondului funciar, la comisiile județene, se spune așa, comisiile județene funcționează legal cu prezența majorității membrilor. Dar după aceea mai vine un aliniat sau un articol care, independent de problema vorumului, stabilește o condiție a majorității calificate pentru adoptarea hotărârii. Și spune așa că hotărârile se iau de Comisia Județeană cu votul majorității membrilor lor. Și atunci, dacă avem 11 membri, trebuia să fie 6. Ca să adopți o hotărâre în mod legal, trebuie să ai 6 voturi pentru. De-aia au scris ei acolo 8. Ca să fie, să nu fie, să fie bine, ca să nu fie rău. Că 7 minus 3 era 4 și cu 4 voturi pentru, de fapt, era o invalidare, nu o validare. Și cu toate astea se redactează o hotărâre semnată de prefect prin care se spune că s-a validat dreptul de proprietate. Acolo nu mai scrie cu câte voturi, pentru și abțineri sau împotrivă. Deci s-au dat 6.000 de hectare cu 4 voturi ale membrilor Comisiei Județene, condițiile în care trebuiau să fie minim 6. În mod legal era invalidare, hotărârea treia să spună că se invalidează propunerea Comisiei Locale pentru că n-a îndeplinit majoritatea, hotărârea Comisiei Județene așa treia redactată că se respinge, nu că se aprobă, și cine era interesat putea să meargă la instanță. Eu să înțeleg că dumneavoastră sugerați, îmi permis eu să spun acest lucru, sugerați că totul a fost aranjat. Totul a fost aranjat. Mă gândesc eu, n-am probe aici, că s-au gândit ei, lasă că scriem 8, că îi mai punem pe alții să semneze, numai că alții n-au mai semnat. Probabil au fost conștienți că poate să se întâmple ceva. S-a știut la momentul respectiv că ceva e în regulă. Deși în 2005 să-mi fie cu iertare, atunci era jaful la drumul deschis, ca să nu mă limitez. Vă dați seama ce presiune a fost acolo la nivelul celor 4 persoane, prefect plus ceilalți care au fost din partea instituției prefectului, ca să aibă curajul să treacă, sau ce au primit oamenii ăștia, ca să aibă curajul să treacă 6.000 de hectare, nu un metru pătrat, cu 4 voturi. Păi din ceea ce spuneți dumneavoastră până acum și spuneți că aveți și dovezile necesare... Avem procesul verbal. Acest consorat Cizla a fost... Deci totul, tot ce înseamnă aiurea, etape ulterioare, punere sfalsuri. În posesie, titlu, pleacă de la o fraudă imensă. Invalidarea în mod real la vot și când s-a redactat hotărârea, s-a scris validare. Nu pot să validez nici un metru pătrat cu 4 voturi. Și titlul de proprietate cum a fost emis? Bun. După aia vine momentul punerii în posesie, 5 ianuarie 2006. Imediat, la o lună. Și aici avem o nebuloasă generalizată. Adică? Trei procese verbale de punere în posesie cu același număr, cu aceeași dată, dar cu un conținut cu totul și cu totul diferit. Compostoratul Cisla, când formulează, mă rog, oamenii ăștia doi care au semnat statutul, când formulează cererile de reconstituire, spun că vor, mă rog, 6.000, 7.000 de hectare, cât au modificat ei suprafețele pe acolo. Așa, cât vreau fiecare. Da, atunci era la liber, ca la unitatea magazin. În unitatea de producție... Între 6.000 sau 7.000, ce să... 1, 2 și 3. Deci UP, 1, 2, 3. Pe astea se fac cererile de reconstituire. Dar spuneți-ne ce înseamnă UP. Unitatea de producție este modul în care cadastru forestier, partea silvică, ține evidența pădurilor. Unități de producție mai mari, care au mii de hectare, și unități amenajistice, parcele mai mici, care au 10, 20, 30, 50 de hectare. Evidența lor cum este... Nu, că nu toți sunt de specialitate. Da. Și de modul în care pădurea este identificată în amenajamentele silvice. Dar din alea mari, cum au fost identificate, acum sunt foarte mici. Păi nu, că sunt unele mari care se numesc unități de producție. În 2016, sunt foarte mici acum. Ele au rămas la fel, pădurea nu mai e. A, pădurea nu e. Da, din punct de vedere al amenajamentului silvic, ele tot așa au rămas. Bun, deci
Trei reținut. Se cere UP123. Comisia Județeană validează în contextul pe care vi l-am spus. De fapt, invalidează. UP123. Să face un proces verbal de punere în posesie pe UP123 și asta din punct de vedere al identificării pe teren, reprezenta o suprafață compactă. UP123 sunt unul lângă altul, o lua de la prima unitate amenajistică până la ultima și continuau așa, deci avem un perimetru compact. Ceva se întâmplă, nu în aceea zi, evident, ulterior. Și mai fac un proces verbal, tot cu același număr, cu aceeași dată, unele dintre ele am impresia că sunt scanate, dar aici se va pronunța cineva niște semnături pe acolo, numai unele sunt în original. În opinia mea, o instanță se va pronunța. Da. Fac un alt proces pe verbal cu UP1234. Mai apare cu aceea suprafață. N-ajungea pentru suprafața respectivă de 6.000? Păi nu, altceva a fost la mijloc. Adică? Pentru că în ultimul proces verbal, în al treilea, a treia variantă, sunt UP1234-5-6. Suprafața rămâne aceeași. Dar care a fost miza pe care o bănuiesc eu? Vă rog. În loc să le dau suprafață compactă, da? Le-au dat o bucățică aici, au lăsat un spațiu unde teoretic trebuia să rămână proprietatea statului. O bucată dincolo, una dincolo, una dincolo, una dincolo. Deci și printre ele, selectiv. Printre ele a rămas ceva proprietate de stat. Teoretic. Că varianta asta, cea din urmă, se pare că pe ea s-a emis titlul de proprietate. Și culmea că dacă statul ar mai fi, după cum au pus în posesie, ar fi trebuit să aibă niște parcele. Numai că statul raportează că nu mai are nicio suprafață de teren. Au 3,4 hectare. Probabil au dispărut. Printre aceste proprietăți ale compostratului Borșa, nu e nimeni care să le stăpânească, că trebuia să fie pus în posesie. Deci au rămas niște zone ale nimănui pe care le folosesc tot niște persoane interesate care în loc să ia 6.000 de hectare le-au extins undeva la 8.000 de hectare. 6.000 pe acte, restul e pe acolo printre și nu poate nimeni să intre să le evidențieze și oricum nu sunt la stat. Nu, în orice caz, în opinia mea, va fi foarte, foarte greu ca să, nu ca dumneavoastră, în primul rând, dumneavoastră să demonstrați că toate aceste nereguli s-au făcut. Păi dacă vedeți trei procese verbale cu același număr, cu aceeași dată și cu conținut diferit, ce părere aveți? Când vedeți că trebuie să fie undeva o justificare. Eu am întrebat Comisia Județeană, că aici mai e o chestiune. Acele procese verbale au fost semnate de către cine? Comisia Județeană? Primar? Primarul de la Borșa? Primar de la Borșa. Comisia Județeană n-a mai semnat nimic. Reprezentanții Ocolului Silvic și... Și legea îi permitea ca dânsul să se semneze? Păi aici ca individ, altă... ca persoană, ca administrație locală? Puteau să semneze, că așa e văzut așa e formularul. Numai că legea iară spune că numai suprafețele validate pot de Comisia Județeană pot fi puse la dispoziție de Rom Silva în vederea punerii în posesie. Deci dacă s-a validat UP 1, 2, 3, ei nu puteau să dea un metru pătat în plus care să nu fie în UP 1, 2, 3, conform unui inventar parcelar. Am trecut Comisia Județeană ca să lămurim toate aspectele. Ulterior hotărârii de validare din 29 noiembrie 2005, azi mai modificat, completat, schimbat amplasamentul compostoratului Cisla? Și i-au răspuns, nu. Niciodată din 2005 până în prezent, 2016, nu s-a mai modificat, completat, nu s-a mai discutat chiar în Comisia Județeană situația compostoratului Cisla. Cu toate astea, Rom Silva și primarul de la momentul respectiv își permit și pun în posesie niște amplasamente care nu erau validate. Nu se putea să face așa ceva. Bun, acum statul trebuia să verifice cine, faptul pe Rom Silva cum a hai dat. Să vedem cum, că Rom Silva ajunge membru în composesoratul. Că așa puteam fiecare să merge să spune asta e parcela mea, nu mă interesează. Rom Silva ajunge membru în composesoratul Borșa. Bun, aia am citit și am dat și noi. Dobra Darius ajunge vicepreședinte al compostoratului. Ca reprezentantul al Rom Silva. Acum e și membru. A trecut el personal ca membru pe ultima listă pe care dar a depus-o la instanță. O societate a statului român să fie
membru într-o asociație compostorală care aia are cu totul altă menire și cu totul altceva. Știți cum au devenit membri? Au făcut o cerere la compostoratul Cisla, care au zis că declară pe proprie răspundere că au contactat ei pe toți moștenitorii la trei evrei și că ăia nu au vrut să fie membri și că atare sunt ei membri în locul lor. Declarație pe proprie răspundere dată de Rom Silva în numele statului român. Și să mai spun o chestiune. Asta, în opinia mea, e un abuz. E un abuz și o fraudă generalizată din momentul un abuz între tot și de la... E abuz, pentru că legea aia e clară. În problemele legate de dreptul de proprietate, statul adică român e reprezentat de ministerul. Ei au scris și au dat cu, s-au pus semnătura spunând în acea hârtie că i-au căutat pe evrei respectivi. I-au căutat pe toți urmașii, au luat legătura cu toți urmașii la niște evrei care erau membri ai compostoratului înainte de 48 și că ăia nu vor să fie membri și că atare... Și există o ordine prin care ei să fie semnați să spună... Eu n-am văzut-o. Există numai declarația lor pe proprie răspundere. E bun, și eu declar că New York, orașul, trebuie să-l moștenez după un unchi de al meu de almost 300 de ani. Da, dacă declarați chestia asta, erați mare proprietar de compostoratul Cisla. Îmi dau aia, vă zice, mai era unul până la... Nu dau ce să vă mai dacă le-au împărțit. Suceava, care s-a declarat că e moștenitorul lui Ștefan cel Mare. Da, și unul până Buzău sau Vrancea. Mă rog, fiecare cu nebunia lui. Unde a putut, da. Dar aici se demonstrează că nebunia n-a fost care nebune, că s-a pus și practică. Da. Ce a urmărit, de fapt, ce a fost tot în spate? Că n-au umblat, deci, 5 persoane, 2 cu încă 3 agățați după ei, 2 semnează statutul cu ei la 3, din procesul verbal, ajung ei să fie stăpân pe 6.056 de hectare. Borșa. Aici, în zona Baia Borșa. Deocamdată sunt, au titlul de proprietate. Au, dar eu vorbesc de momentul 2006. Ajung 5 persoane, 5 indivizi, ajung ei proprietari pe 6.056 dacă de hectare. Dacă se poate. S-a putut în condițiile pe care pentru vi le-am spus. În opinia mea, cât există un titlu de proprietate și nu există o sentință în care să spună că totul, sau să spargă titlul respectiv, demonstrând că acolo s-a făcut totul pe fals, bun, eu merg pe prezumția de nevinovăție. Haideți să vă spun mai departe ce se mai întâmplă. Deci 2006 e punerea în posesie, se eliberează titlul de proprietate tot în 2006, apar niște modificări pe unul din procesele verbale, se scriu niște numere topo, nu se știe de cine, că nu sunt semnate, și tot numerele la topo sunt trecute și pe titlul de proprietate. Deci probabil că cineva pe la cadastru, când au făcut ei titlul, le-au zis, măi, actele nu sunt făcute ca lumea, hai să le mai rectificăm. Oricum, eu am comparat numerele la topo cu cele 4 cărți funciare pe care le-au pus ei, cărți care, reamintesc, erau pe numele compostoratului Borșa. Și din cele 10 numere topo de pe titlu, numai unul mic se potrivește cu cărțile funciare pe care le-au folosit la reconstituire. Restul de 9 numere topo nu au nicio legătură. Și acolo e fals. Bine, li s-a dat pe ochi frumoși, pe bani grei, pe conturi grase, pe ceva. S-a dat, de aia s-au dat 6.056 de hectare. Bun, și ajungem deci la momentul 2006, când 5 indivizi se trezesc cu 6.056 de hectare și cu cel care i-a susținut în spate și se pune problema atunci, s-a pus problema la ei, în interiorul lor. Bun. Suntem 5 persoane cu ăla care ne-a sprijinit 6, cu primarul 7 sau care au mai fost în spatele lor și nu au apărut cu numele. Ce facem mai departe? Să aveți și probe când, în momentul când acuzați. Acum, de acord cu dumneavoastră. Ce facem mai departe? Și au făcut ei o strategie cum să legalizeze această suprafață încercând să atragă membrii, ca după aceea suprafața să se întoarcă prin acești membri, ca la spălarea de bani. Să se întoarcă prin acești membri suprafața la cine trebuia. Pe mine și m-ați pierdut. Pornesc ei un demers prin care spun că fac... Să le invocați că faptul că ei au fost conștienți că nu au fost în regulă toate hârtiile și au cătat membrii punându-i să semneze, să legalizeze falsul care l-au făcut. Să legalizeze ceea ce vreau să dar facă. Dar ei erau să legalizeze faptul acolo și... Că ei nu puteau în momentul ăla 2005, că eu am întrebat Comisia Județeană, care sunt membrii compostoratului Cisla pe care ați validat voi. Dar eu am văzut acolo că ai invocat legea 247 și o parte din... 247. Păi ceea ce s-a confiscat. Păi nu, legea 247 din 2005. A, din asta 2005. De restituire în integrum. Și am întrebat Comisia Județeană, care sunt nominal membrii compostoratului Cisla? Pentru că la compostesorate și la forme asociative e obligatoriu după formularul din lege să treci care sunt membri, ca să faci o legătură. Și cât între... au fiecare. Da, și cât are fiecare. Și au zis, nu s-a validat niciun membru
S-a validat numai persoană juridică, compostoratul Cisla. Și atunci cum s-au constituit? Și atunci aici nu puteau ei 5 să-și împartă 6.056 de hectare la 5. Și să zică noi suntem mari proprietari în compostoratul Cisla. Și au atras membrii. Timp de 4 ani până în 2010 nu fac absolut nicio adunare generală, că n-aveau cine, nici 5. Nu dau, dau dividende, nu par lemne de foc, de construcție, că între timp ei mai adună, încep să adune membrii. Copiază, fură de la compostoratul Borșa lista cu membrii și încep să-și facă ei pe acolo tot felul de tabele cu tot felul de membri. În 2010 se sparge gașca inițială și încep să se certe între ei. Apar două conduceri paralele și de acolo, din certurile lor, a răzbătut ce s-a întâmplat în compostoratul Cisla. S-au certat nu de la sărăcie, în opinia mea, cred că de la... Bunăstare. La împărțitul averii. Nu știu, că aici trebuie să am și probe ca să mă pot pronunța. Să despart lucrurile astea, să faci o adunare generală care dă jos vechea conducere. Păi cam așa s-a întâmplat și la compostoratul Borșa. Au încercat, dar nu s-a reușit. Deci în 2010 are loc o adunare generală, prea un domn Malek, poate ați auzit de el. Da. De aici, prin Borșa, celebru domnul Malek și cu alții după lângă el, preia președinția compostoratului, se duc la instanță, apar procese între vechiul Consiliu, noul Consiliu, ordonanță președințială admisă în 2011, în sensul că la compostoratul Borșa nu trebuia să mai se facă nicio tăiere până nu se judecă procesul dintre conduceri. Cele două părți. Și ca o paranteză, procesul se termină în septembrie 2014, între timp ei făcuseră pace, dar au uitat să închidă procesul respectiv, că s-a perimat procesul. Până în 2014 și atunci, cine a teori, după lege, din 2011 până în 2014 septembrie, în compostoratul Cisla nu mai trebuia să aibă loc nicio tăiere. Că era o ordonanță președințială irevocabilă. Mă rog, între timp ăștia se judecă și aici apar niște chestii mizerabile legate de justiție. Și vi le povestesc și pe astea, ca să vedeți cum fiecare avea judecătorii lui pe la Vișeu. Malek, domnul Malek și cu grupa lui, se duc la Vișeu și în cele din urmă, după niște etape recurs venit înapoi rejudecare, li se încuvințează conducerea, instanța îi autorizează pe ei ca reprezentanți legale compostoratului Cisla. Rom Silva, care devenise membru, cum v-a spus, face o acțiune prin care vrea să anuleze hotărârea adunării generale prin care fusese ales Malek, președinte. Se stitează după ordonanța președințială tăierile și aici începe bătălia între cei doi și răzbate legătura unuia sau altuia cu diversi magistrați, care acum nu mai sunt magistrați. Deci să nu se impancieteze cei de la Vișeu de Sus, vorbim de foști judecători de la Vișeu de Sus. În momentul respectiv, la Vișeu de Sus era judecător un domn ungureanu Ion, care înainte fusese avocat și era un fel de avocat permanent folosit de compostoratul Cisla, de vechea conducere, în procesele pe care le-a avut cu diverse persoane sau fizice sau juridice. Deci fostul avocat al compostoratului Cisla ajunge judecător la Vișeu de Sus. Ceilalți aveau și ei alt judecător care le încuvințează Consiliul de Administrație. Și încep la soluționarea dosarului ăsta dintre Rom Silva și conducerea domnului Malek, încep cererile de recuzare. Malek și cu ceilalți ai lui îl recuză pe judecătorul ungureanu Ion pentru că a fost avocatul compostoratului Cisla. Depun acte, se admite cererea de recuzare, vine alt judecător. Acum ceilalți îl recuză pe celălalt, că era omul celălalt și tot așa. Juridic. Până la urmă, și aici am rămas și surprins, se formulează o cerere de ajunge dosarul la doamna judecător Simon Mariana. Și acolo Rom Silva și cu compostoratul Cisla lui vechea conducere fac amândoi două cereri de recuzare și aduc tot felul de acuze doamnei magistrat, fără nicio dovadă. Și scriu acolo că doamna magistrat este, ajută mafioții din Borșa și că este coruptă. Și tot felul de povești fără nicio susținere.
cererea de recuzare ajunge la judecătorul Ion Ungureanu, care, în lipsa oricărei dovezi sau ceva acolo la dosar, admite cererea de recuzare cu asemenea motivare. Că... Dar era legal? În opinia noastră. Păi, la, cum? Face el să recuză pe domnul rând, în primul rând că nu trebuia să se pronunțe pe o cerere făcută de foștii lui clienți. Odată. Și a doua oară. Vă dați seama ce conflict a fost acolo între magistrați la momentul respectiv. Dacă vine cineva și face o cerere de recuzare, zice, judecătorul cu tare e corupt. Iar colegul lui, zice, să admite cererea de recuzare. Puteți să scrieți o carte, mă rog. Dacă așa stau lucrurile, într-adevăr, e ceva ieșit din comun. Sunt actele. Mă rog, între timp, Ungureanu, eu nu știu ce face acum, dar nu mai e judecător, mai era un domn Toader Hojda, nu mai e judecător, mai era un domn Mareș, Gheorghe, nu mai e judecător, au ieșit la pensie sau ceva s-a întâmplat între timp. Dar lucrurile astea arată clar că acolo fiecare avea pe cineva. Și am găsit câteva soluții pe care domnul ăsta Ion Ungureanu, judecător, le-a dat în cauzele unde n-a mai apucat să fie recuzat. Scenariul noastră că spuneți că fiecare avea pe cine, pe fiecare. S-a văzut din cererile de recuzare, cum le făceau, cum s-acuzau unii pe alții și cum s-a dus bătălia și am văzut reacția acestui judecător la acea cerere de recuzare. Dacă eram judecător și venea cineva cu o cerere de recuzare că colegul meu e corupt, era imposibil să admiți o astfel de cerere. Trebuia, bun, ca să fie cineva corupt, trebuie să fie condamnat pentru corupție. Cum ar fi admis o dovadă? De cerere? Să ai o dovadă. Nu? Dovada, nu circumstanțială. Dovada, nu așa că ai scris pe hârtie. Că a fost găsit, da. Mă rog, cum poți să admiți problem. O cerere de recuzare care spune despre cineva că e corupt? Colegul înseamnă că a fost interesul foarte mare pentru a se putea... Păi, asta era bătălia pe aceste 6.056 de hectare. În opinia mea era un vehicul și erau doi șoferi și vreau amândoi să conducă. Exact. Cert este că în momentul respectiv se repliază și ceilalți și cu niște sfaturi juridice interesante pe care nu se știe cine le-a gândit și cum le-a gândit de asemenea manieră, fac o inovație absolută în domeniul composesoratelor, obștilor, formelor asociative din țară și de oriunde altundeva. Imediat atunci, la începutul 2011, cealaltă grupare, nu a domnului Marek, fac o adunare generală și zic, instituim votul prin corespondență. Adică... Deci a fost cu un pas înainte a parlamentarilor. Deci, în 2011 s-a făcut vot prin corespondență la compulsoratul CISLA. Și la noi de-abia acum, în 2016. Nici acum nu avem vot prin corespondență noi. Se discută. În anul 2015-2016 s-a început să discute la noi despre, despre votul prin corespondență. Probabil le-a sugerat cineva tot de la Maramureș. Vedeți că acolo sunt unii deștepți care, uite ce bine se descurcă cu votul prin corespondență. La noi se pune harta în cui. Judecătorul de Mareș le încuvințează, n-a contat. Și iarăși am văzut dosarul. Ca să modifici un act adițional, se aplică aceleași reguli ca la înființarea persoanei juridice. Adică trebuie să prezinți hotărârea adunării generale, trebuie să prezinți actul adițional atestat de notar sau autentificat, atestat de avocat sau autentificat de notar. Adică sunt niște condiții de formă pe care se trebuie să îndeplinească orice hârtie de genul ăsta ca să producă efecte juridice. Păi Mareș modifică statutul sau încuvințează domnul judecător Mareș acest statut sau această modificare pe un proces verbal al Consiliului de Administrație, nu pe hotărârea adunării generale și fără să existe act adițional autentificat de notar sau atestat de avocat. N-a mai contat, așa spunea legea. Și asta aveți toate aceste hârtii, aceste acte? Sunt. Sunt și sunt. Și face parte din dosarul respectiv? Sigur. Acolo este aici, stipulat dacă tot? Dacă stăm și le căutăm, imediat le găsesc. Deci se instituie votul prin corespondență. Ceilalți, după ce instituie votul prin corespondență, fac o adunare generală prin corespondență, unde spun că s-au trimis voturi la toți membrii, ei, membrii au răspuns, și cu majoritatea voturilor, 9.000 din 2010, s-a votat conducerea compulsoratului din nou, peste Malek, iarăși vine tot, știți, cu Toader. Se duc la instanță, același judecător Mareș le încuvințează conducerea, 1 august 2011,
Și atunci a intervenit în procesele, s-au derulat în continuare pe problema din 2010 și intervine o tranzacție interesantă, tranzacție la notar, ce a fost în spatele ei, nu știm. Malek, domnul Malek este convins cumva să dea declarații la notar că renunță, că nu îl mai interesează, că adunarea pe care l-a ales pe el președinte nu a fost statutară, nu a fost legală și că niciodată nu va mai reprezenta el composesoratul Cisla. Rom Silva, chemase în judecată pe toți din grupa lui Malek, renunță la judecată cu privire la ceilalți. Instanța act de renunțare ale judecată cu privire la ceilalți, rămâne numai domnul Malek și instanța ia act de tranzacția pe care o făcuse el cu Rom Silva și cu composeratul Cisla conduși de Ștescu Toader. Și rămâne tot Ștescu Toader la putere. De aici v-am spus că am strâns informații despre ce a fost între ei și cum s-au acuzat unii pe alții. De stat. Cum s-au acuzat unii pe alții că acolo mai intervenise sau mai interveniseră și alte personaje care acum sunt celebre, mari politicieni prin județul dumneavoastră. Se băgaseră și ei acolo. Da. Discutăm poate altă dată despre ei. Și în momentul ăla, pentru că se rezolvă chestiunea aceasta cu adunarea generală, nu mai trebuie. Acum toate adunările generale la compusatul Cisla aveau loc numai cu Consiliul de Administrație, care cică număra voturile și tot potrivit statutului, după aia, după un an de zile, deci după lovitura de palat s-a rezolvat. Și-au rezolvat. A zis, nu mai ținem adunări generale, decât prin corespondență, ca să aibă ei controlul. Se trimitea votul la, așa zis, și membrii și aveau posibilitatea numai să voteze ce li s-a propus sau, mă rog, să voteze împotrivă. Adică li se spunea, uite, ăsta e nouul Consiliu de Administrație. Cine e pentru, cine e împotrivă. Și la numărătoare toate ieșeau pentru și tot în statut au mai scris ei că după un an de zile voturile se distrug. Adică nu mai ai ce să mai verifici din urmă că nu mai sunt voturile. Că așa scrie la statutul încuvințat de judecătorul Mareș. Și atunci, în 2012, apare prima legalizare, să spunem așa, a membrilor. Ca să poată cineva să vină după aceea să zică, băi, eu le-am cumpărat și uite, le-am cumpărat de la niște membri pe care i-am convințat instanța. În 2012 are o altă adunare, loc altă adunare generală și se prezintă la instanță un statut nou și cu o listă de vreo 1600 de membri. Și sunt tot felul de persoane, de prin Borșa, de prin Sighe, de prin cum i-au găsit, i-au introdus acolo. Statul român, orașul Borșa, trei evrei care au vreo 180 de hectare fiecare. Și surpriza, instanța le încuvințează cererea să modifică statutul. Iarăși probleme de legalitate, că lista cu membrii nu era aprobată de adunarea generală, n-a făcut obiectul ordin de zi, așa cum spunea la statut. Că numai adunarea generală poate să aprobe lista cu membrii. Să fie bine ca să nu fie rău. Nu, deci nu era. Pe ordinea de zi a acelei adunări generale a fost numai Consiliul de Administrație, bugetul și de venituri și cheltuieli. Ei se duc la instanță cu listă de membri. Instanța nu verifică nimic sau verifică cum verifică și le încuvințează lista de membri, același Mareș, că după aia nici nu l-a mai găsit, cred că după 2012 a ieșit la pensie. Le încuvințează fără să fie atestate de avocat, fără să fie autentificate de notar listele respective. Și dispune judecătorul înscrierea actelor constitutive în cărțile funciare, că așa cerus rei. Între timp și-au făcut carte funciară. La cartea funciară, când se duc după aia cu actele să treacă lista aia cu 1600 de membri, cartea OCPI le respinge. Spune, nu putem să trecem 1600 de membri în cartea funciară, chiar dacă judecătorul mare și-a spus să le trecem. Încearcă ei o lămurire de dispozitiv, se retrag, fac niște plângeri, se judecă pe la instanță, toate se pierd, rămâne că nu pot să treacă în cartea funciară lista cu membri, că ce a fost tot, ce s-a urmărit aici? Să fie o listă oficializată undeva de cineva, ca cineva interesat să poată să vină după aceea să zică cumpăr de la cutare, de la cutare, de la cutare și să înceapă să adună suprafețele. Nu au avut grijă asta că nu s-a băgat în cartea funciară lista cu membrii și din 2012-2013, când au loc aceste procese se respingă, ajungem în primăvara lui 2016, deci anul acesta, când se depune la instanță iarăși o modificare de act constitutiv, solicită încuvințarea Consiliului de Administrație și acolo mai bagă iarăși o pastilă, un act adițional cu lista de membri. Iar nu era aprobat de adunarea generală, instanța acum este un pic mai atentă și încuvințează numai Consiliul de Administrație, nu încuvințează și lista de membri, că nu li se ceruse, dar i-au depus-o la dosar.
Și când mă uit pe lista aia de membri, încep să cred că am, că s-a întâmplat ceva, că o eroare. Pe la toate paginile apărea un domn Ștescu Toader, proprietar, în cele 1611 poziții. Nu mai erau trecuți ăia dinainte cu care au semnat. Care, cine știe cum deci, au ajuns pe acolo. Toată suprafața și respectivă la, e și pe la toate, mare parte de poziții. Deci, lista are 1614 poziții, din care 1360 îi aparțin lui Ștescu Toader. Suprafață de? Raportat la numărul de voturi, el are, 8695 de voturi din 12236. Deci asta înseamnă aproape 70%. Da. În hectare înseamnă 4300-4400 de hectare. Deci votul este cu suprafață. Da. Un vot e 0,5 hectare. Cine are 0,5 hectare are un vot. Cine are și încă 0,5 are a fost legal? Cum a luat? Sau procedura, dacă este corectă, pe care a aplicat-o? Procedura, cum au făcut ei și ce au făcut, nu știu. Eu sunt convins că la notar nu s-au făcut actele. Cum a ajuns el să ajungă la 1600 de persoane care au semnat, dânsul a luat 1300. Da, reiese din ceea ce spuneți dumneavoastră, după suprafața fiecărui membru, 4000 și ceva de hectare. De la mine pun 4000, ca dacă e mai mult, să mă scuze. Nu, peste 4300, sigur. Bun, 4300. Pe aceste 4300 este dânsul proprietar? Da. Permite legea? Nu. Păi asta pe mine e un paradox. Păi e un paradox de la început până la sfârșit. Păi aici deja e filă de istorie ceea ce prezentează. Ne facem cruce și... Dar sistemul asociativ nu poți să deții tu ca proprietar. Nu, nu poți pentru... Bine, el are 4400 sau 300 de hectare în cadrul composesoratului. Nu e individualizată suprafața asta, să spunem, într-o parte. De aici, colțul ăsta mic e la restul fraierilor și bucata asta mare a lui Ștescu Toader. Eu din ce am mai citit și dacă cumva greșesc să mă corectați, într-o asociație din asta... Statutele, ceea ce a citit dumneavoastră, a citit bine. Statutele formelor asociative dinainte de 48 sunt obligatorii conform articolului 27 din legea 1/2000. Care spune așa că toate formele asociative, indiferent cum se numesc ele, trebuie să aibă un statut conform statutului cadru aprobat de statul român. Rămâne pe asociație, nu pe persoană. Iar în acele statute vechi, care erau aprobate de minister, acum nu avem un statut de stat cadru, dar trimite legea la ăla vechi, că ăla vechi e bun. În statutele alea vechi se spunea foarte clar că nicio persoană nu poate să dobândească mai mult de 3%, 7%, maxim 10% din drepturile unei asemenea forme asociative. Deci, omul ăsta are 70%. Limitează. Vă dați seama ce adună. Reglementează. Și votul e în funcție de suprafață, da? Vă dați seama cum sunt acum adunări, ce adunare generală e asta? Unde eu și restul. Vine Ștescu Toader cu 70% din voturi și zice, propun următorul Consiliu de Administrație. Bun. Și el votează pentru. Știu că membrii compozitorali, cei care doreau să vândă suprafața, mă rog, deși nu știau unde este proprietatea, putea să o facă, dar dând la asociație. Și asociația se ia. Bun. Și mai era o chestiune că atunci sunt alte. Intrăm în niște detalii juridice. Lucrurile astea, când vinzi acolo, tu ești membru în asociație, tu n-ai, n-ai acțiuni ca la societatea comercială. Tu ai un drept în individuune. Nu, pot să spun mai simplu. Ăla să vin de la notar. Pot să spun mai simplu. De exemplu, eu, Mia Litibero, mi-am dat eu cât am avut acea parcelă în asociația compozitorală care a trecut în, în carnet, l-am dat la, cedat la Mia Limatei, dau un exemplu, ca să nu... Sau la domnul Ștescu Toader. Domnul Ștescu Toader, el dacă spuneți, cum spuneți dumneavoastră, că are aproape 4300 de hectare, eu pot să mâine, dacă n-am semnat niciun act, nicio... Pârtie prin care să demonstreze că eu am, în primul rând, am fost de acord să-i cedez. Pentru că îi cedezi un drept de coproprietate asupra unui imobil, teren forestier, în primul rând că trebuie să semnezi la notar, nu altundeva. Păi, cine va să le realizeze acestea? Tot ce se vinde și, în ceea ce privește imobile, terenuri, ca să fie legal actul, trebuie făcut la notar. Păi atunci, ei, în cadrul lor, și-au făcut, s-au aranjat. Deci a ajuns acum legal în 10 ani, în 10 ani de zile, da, avem momentul 5 ianuarie 2006, când sunt pus în posesie
persoana juridică, compostatul CISLA, cu 5 membri, sau 2 după statut, și ajungem în 2016, când, printr-o operațiune similară a ceea ce înseamnă spălare de bani, deci legalizarea unui obiect. Păi nu, aici sunt, în opinia mea, legalizarea unui furt. Acuze grave din partea noastră. Dacă le și probați, atunci e o problemă pentru... S-a ajuns ca unul singur ce să aibă... până acum. Unul singur să aibă 4.400 de hectare și ca să vă amintesc, dacă... sau să le reamintim telespectatorilor sau celor care se uită, că soția domnului Ștescu Toader este verișoara primară a lui Frank Timiș. Că acest compostat CISLA s-a amplasat exact pe fosta zonieră, zona aici sunteți răutăcios, nu contează neamurile cu cine. Ați lucrat la mină, ați fost lider de sindicat. Da. Tot ce înseamnă zonă minieră din Borșa este în proprietatea compostatului CISLA. Mi se pare la că e o coincidență. Și subteran. La nu poți să intri la subteran fără acordul proprietarului. Statul dă licență pe exploatare, pe explorare. Dar proprietarul nu, chiar pe tot, este pe o mare suprafață din ceea ce spune noastră, mai sunt, cunosc. Faptul că s-a întâmplat sau că s-au gândit în... Pot să fiu de acord și cu scenarul pe care dumneavoastră l-a invocat, dar mai este timp când se va aproba dacă scenarul care l-ați propus dumneavoastră se va și valida, în sensul că se va pune și în practică. Acum e ușor din să acest spui... demers pe care l-am făcut noi, încercăm să punem un... stop acestei fraude generalizate din proprietatea borșenilor, că nu e proprietatea Mihali Matei sau a celor din conducerea consulatului Borșa, a celor 17-18.000 de borșeni. Eu observ sunt în felul cum ați prezentat dumneavoastră că foarte ușor au fost manipulați oamenii simpli. Da. Pentru că 1600 să meargă să semneze și să arate care carnet de membru compostorat. S-au trezit acolo membrii. Cei 5 sau 6 care invocați dumneavoastră au s-au prevalat de slăbiciunile celor care nu cunoșteau legea, în opinia mea, e destul de grav. Deci, dacă aceste lucrurile repet, și puteți proba, eu cred că o să rămâneți în istoria acestui oraș. Știți cu Toader, cu direcția silvică, cu cei 3 evrei care sunt reprezentați prin mandatar. Încă o dată vă reamintesc, sunt obligat, adică cine acel mandatar. Sunt obligat să vă întreb, deci, aveți probe în sensul ăsta? 5 persoane. Aveți probe în sensul ăsta? 88%, 90% din compostatul Borșa e în mânele la 5 persoane. Ne apropiem de final, mai avem circa 3-4 minute și, domnul Mihale, îmi cer scuze, a fost foarte interesant prezentarea pe care a făcut-o. Aici e un mic istoric, pot să spun un mai mare istoric a ceea ce s-a întâmplat din 2004 până acum. O să le rog și pe domnul Bogdan, în calitate de președinte al Federației Proprietarilor de Pădure, să vedem care este punctul de vedere, pentru că acum dumneavoastră puteți și vă permiteți că conduceți o federație la nivel național, să faceți un termen de comparație ce s-a întâmplat la Borșa și ce s-a mai întâmplat în alte părți. Domnule Ali, ce veți face în continuare? Pentru că oamenii sunt derutați. Păi de o parte, ascultă cealaltă parte, spune, ăia au dreptate. Ascultă partea pe care o reprezentați dumneavoastră, dumneavoastră aveți dreptate. Dar omul simplu nu beneficiază de nimic. În urma faptului că a fost membru sau este membru compulsorat. Că o fi la CISLA, că o fi la Borșa. Deci acum nu mai putem să discutăm așa. Vă rog. Deci noi am fost hărțuiți, exact cum a explicat domnul Bogdan, pe interesele care au fost din cauza acestor oameni de recredință sau jmenari sau... Și cum să le mai spun, că n-am cuvinte să le compar calitățile lor de oameni, în primul rând, dar de borșean. Sau... Păi da, atâta timp cât și-au bătut joc de proprietatea borșeanilor, ca ei să-și își permită la ora actuală să aibă 6-5 persoane, 6.000 de hectare, iar pe noi, cu hotărâri definitive și revocabile, să ne hărțuiască 17 ani, să umblăm pe drumuri. De 17 ani umblăm pe drumuri. Probabil ați fost un pericol. Ei, acum, nu mai putem să vorbim că... oamenii s-au săturat, că nu știu ce. Această sentință că v-am arătat... Când o să puneți în executare? O să o punem, am pus-o definitivă la judecătoria Bistrița, am vorbit cu executorul, vine executorul luni, îi depunem hârtia și executorul și parcurge... Și la primăria Borșa și la Consiliul... La primăria Borșa și la prefectura județului Maramureș. Și o să deruleze etapele prevăzute de lege cu privire la executarea silită a celor două instituții. Primărie și prefect. E un prim pas prin care reiese că vi s-a dat dreptate. Borșeniu să vadă că drepturile lor le vor primi. Cum veți rezolva cu suprafața care aveți o sentință și numai nu vă dă nimeni nimic. Avem posibilitatea foarte simplu. Vă rog.
ca instituțiile statului, în primul rând, să-și facă și își va face datoria de, în baza acestui, care îi obligă să facă de data asta, că până acum nu e obligat nimeni și acum avem această hotărâre care îi obligă prin penalitățile pe care le vor plăti. Și nu le convine nimeni, că noi ne toarcem împotriva primarului și a prefectului, sesizând Curtea de Conturi, ca și banii să nu-i plătească instituția, nici primăria, nici pe... Cel două persoane. Și atunci greu. O să vedeți că lucrurile să se schimbe. Mai greu. Să fim... păi, iar acum... cu privire la suprafață, este pe 22.000 în, imediat în vecinătate, așa cum prevede legiuitorul, la Vișeu de Sus. Eu am intrat în posesia a hărților amenajistice și avem posibilitatea, imediat în vecinătatea, de la UP2 până la UP9, în limită cu Borșa, să luăm acea suprafață de 17. Să mai vrea și cineva să vi le dea. Că din ceea ce constat eu, dacă cum greșesc, vă rog să mă corectați, v-ați luptat timp de 12, 13, 14 ani, cât spuneți, 17 ani, merg cum spuneți dumneavoastră, v-ați luptat cu sistemul. În opinia mea, eu zic că este adevărat, pentru că sistemul... Și au fost și câteva persoane care au beneficiat de influența sistemului, care v-au și care au corupt sistemul, care au dat... N-am bani, dovezi în sensul ăsta. Păi nimeni nu face de pomană în ziua de astăzi. Referitul din 2005, doamna Gheonghi, sau cum o chema? Gheonghică, Bendică, prefectura Maramureș. Dădea ea 6.056 de hectare fără să aibă o stimulent, așa, cu 4 voturi. Bun, acum dumneavoastră... Așa, uman, ce te determin? Au rămas actele în urmă. N-au știut să facă actele cum trebuie. Eu sunt tot mai necredincios în momentul când există probe în sensul respectiv și o instanță se pronunță că este vinovat sau nevinovat, până la pronunțarea unei instanțe, în opinia mea, toată lumea are dreptul de la prezumția de nevinovăție. Dacă stau lucrurile așa cum dumneavoastră le-ați prezentat, ați făcut un mic istoric, este ceva foarte grav în opinia mea, pentru că eu am înțeles, pe lângă faptul că anumite persoane care au beneficiat și s-au îmbogățit în urma faptului cum a primit acele 6.054 de hectare, au concurat la faptul de a putea beneficia de acea suprafață, magistrați, procurori, avocați, prefecți, primari, directori și mai departe. Primari. Este foarte grav dacă stau lucrurile așa. E clar că protecția a fost la nivel mult mai mare decât județul dumneavoastră. Uitați-vă, a zis să fac o comparație. Da? Vă rog. Ce s-a mai întâmplat prin alte județe? Păi în alte județe, când a fost o situație cu acte false, cu retrocedări ilegale, ați văzut că a intervenit de neau, a intrat de neau pe fir. Au fost niște tentative. Există un caz celebru cu trei munți retrocedați cu acte falsificate în județul Vâlcea, care după retrocedare au ajuns proprietatea Cascade Empire, partea grupului Schweinfurt. Au falsificat acolo zeci de acte s-au falsificat, s-au contrafăcut acte, s-au donat la Arhivele Naționale pe mână cu un director de arhive ca a doua zi să fie eliberate de arhive cu ștampila arhivelor pentru a le da un parfum de autenticitate. Și a intrat DNA-ul pe fir și acum sunt persoane condamnate la 7 ani, 5 ani, 10 ani, 12 ani pentru faptele astea. Munții sunt vânduți. Statul trebuie să îi recupereze. În opinia mea și Iraș. În alte situații am văzut că statul a intervenit până la retrocedarea frauduloasă. Avem acel caz celebru în care este trimis în judecată Rebenciuc. Da, știți care a fost gafa lor? Miza sau prostia lor? Au fost amândoi în mașină, cei pe stânga aia mea, cei pe dreapta aia ta, au fost, pădurea. Au fost miz, sau și lău, acolo au fost 40.000 de hectare. Deci, 43.000. Ce s-a întâmplat în toate aceste cazuri celebre care au fost descoperite și au ajuns în instanță? Odată că au fost tupate de instituțiile statului, iar și aici punctul ăsta nu e comun cu situația dumneavoastră de la Borșa, dar a doua oară că de fiecare dată când a fost o retrocedare de genul ăsta, cineva la nivel foarte înalt a fost implicat. Adică au avut niște legături, ați văzut acolo, deputați, senatori, directori de Rom Silva. Păi, am văzut rechizitoriu, am văzut probele din dosarul respectiv. Lucrurile sunt clare. Deci, și aici a fost cineva mai sus sau mai mare stimulat decât... Atât de mare influență a putut avea încât nimeni, poate să întâmple ceea ce dumneavoastră ați prezentat. Încât din 2004 până în prezent, toate aceste retrocedări, despre care s-a tot spus, că ați văzut câte... În 2007 avem două emisiuni excepționale la Reflector, două reportaje. Reflectorul era o emisiune care făcea ceea ce acum în premieră la Antena 3. Deci era o emisiune a
televiziunea națională, care a făcut niște reportaje despre Borșa, premiate la nivel, au fost pe la festivalul ăsta de film. Și au luat nu știu câte premii cu reportajul respectiv. Deci nimeni nu poate să spună că la Borșa s-a întâmplat ceva cu 30.000... către Frank Timiș. Așa se pare. Către Frank Timiș și către puterea lui de a convinge diverse personaje. În fine, de la, eu o să urmărim. Așa zici, oameni de stat să-i susțină toate aceste activități. O să urmărim acest subiect, de pentru că, în opinia mea, este un subiect foarte interesant. Eu vă mulțumesc pentru prezența noastră. Deși mi-aș fi dorit într-o viitoare emisiune să putem punctual discuta pe ceea ce dumneavoastră în această după-amiază ați invocat ca acel dosar. Acesta este numai un caz. Deci aici avem 6.000 de hectare din cele 17.000. Dar putem odată să discutăm. Și fac acum un exercițiu, un exercițiu așa de final pentru borșeni, de imaginație, pe care îi rog pe ei să-și facă. Să se uite la Pietrosul Rodnei, că mi-e tare drag, mie muntele ăsta, și cred că la orice borșean e mândria lui Pietrosul Rodnei acolo, că e excepțională zonă. Și să știe că atunci când se uită la Pietrosul Rodnei, de la Valea Hotarului, de acolo, de la Moisei, până în Baia Borșa, în partea asta lată, deci roată așa, da. 3.800 de hectare sunt proprietatea unei firme din Belgia. Dar cine a vândut suprafața respectivă? Marian Rodica, iar toată această proprietate, Adamescu, ați auzit de Adamescu ăsta da, din închisoare. Da, e pușcăre, e condamnat la 4 ani. Adamescu a cumpărat drepturi litigioase, când s-a împuțit treaba pe acolo, pe la el. Păi ca să le cumpere, cineva trebuia să semneze retrocedarea. Primarul a semnat, actualul primar, punerea în posesie pe 3.800 de hectare, pe vechiul amplasament al compostatului Borșa. Eu o să cer oficial primăriei orașului. Când vă uitați, dragi borșeni, la Pietrosul Rodnei, să știți că nu vă uitați la proprietatea dumneavoastră și acolo oricând vine unul și zice actualul proprietar, că el e belgean. Zice, pe aici nu se mai trece. Că e proprietate privată și ăștia știu să-și apere proprietatea. În baza legii 544 se cer primăriei, instituției, prin persoana domnului primar, cel care conduce, domnul Timișoan Sorin, să ne pună la dispoziție dacă dânsul a semnat acel proces verbal. Sunt niște sentințe în spate. Imediat ce s-au semnat, s-au vândut la o firmă din Belgia. Păi dânsul poate semna în prezent cele numai atunci când Comisia de Fond Funciară este de acord. La Ocolul, să faceți parte Ocolul, din Ocolul Comisie, domnul Miale. Și credeți că întreabă pe membrii Comisiei primar? În primul rând că nici nu au discutat. Gândiți-vă, domnul Bogdan. S-a pus pe Marian Rodica fără să fie discutat în Comisia de Fond Funciară. Dar în calitatea pe care o aveți dumneavoastră de membru, de ce nu ați cerut datiile care stau la baza sau dovada sau procesul verbal din ziua când s-a pus? Dacă nu s-a discutat și am participat toate ședințele. Bun, sunt niște acolo sentințe, acolo cu acolo mai e și PISO, mai BISO. Sunt niște sentințe acolo cu Domnul Silva, dar țineți minte ce vă spun concluzia, că discutăm și asta. Țineți minte lucrul ăsta. Nu Pietrosul borșenilor. Pietrosul belgienilor de acum înainte. În fine, eu chiar mi-ați ridicat o mânușă la filo, să se zice, o minge la filo, o să cer în scris, o să trimit pe legea 544 dreptul la accesul la informarea publică, o să cer public și prin scris și verbal dacă s-a pus în posesie acea suprafață de 3.800 lui Marian Rodica, iar ea, dacă a fost pusă, ea poate să vândă cu oricui. Da, da. Marian Rodica nu a vrut să ia acolo, pentru că știu că nu e al ei. A vrut să ia în altă parte din proprietatea statului. Se înțeleg că tortul s-a împărțit pe felii care știau fiecare care filială. Statul n-a vrut să cedeze, s-au dus pe la instanță, au avut o sentință, mă rog. De acolo dosarul respectiv e către cine? Ați dat în judecată sau ce ați făcut? În situația asta cu cele 3.800 de hectare? Nu, cu mapa aia, că nu pot să zic. Este o acțiune depusă la instanță, trimisă. Ce adică? Pe cine dați în judecată? Asta este pentru compostoratul Cisla, Comisia Județeană, Maramureș, Comisia Locală Borșa. Mulțumesc pentru prezență. Sper ca într-o viitoare emisiune, când o să puteți să participați, să vorbim concret pe ceea ce dumneavoastră v-ați propus. Domnul Miale, e un prim facem pas. Facem o emisiune despre Pietrosul belgenilor, vă spun. Dar facem de numire. Și dacă e italian, îl facem despre ce credeți. Nu numai că Pietrosul belgenilor. În suprafețele amenazii, știi ce? Au terenuri borșenii, care, la ora actuală, nu mai sunt a borșenii, nu sunt a belgianului. În fine, asta trebuie să știe borșenii. Complicate sunt căile, domnule. Suprafața asta vândută e pusă în posesia compostoratului Borșa în 2006. În fine, așa acolo a fost
o tevatură în care acele 13.800, în fine. Eu, domnul Mihale, vă doresc succes. E primul pas pe care, în opinia mea, e un câștig pe care l-ați avut. Mic, dar important. Eu zic că e un câștig foarte mare. Mulțumesc. De aici încolo, nimeni nu se mai poate facă ce nimic decât să aplice sentința de 17.000, iar instituțiile statului abilitate, parchetul, DNA-ul, o să intre pe fir și să facă lumină. Pentru că nu se poate ca cineva să dețină mii de și mii de hectare în orașul Borșa, care nu au avut proprietate niciodată. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc și noastră pentru răbdarea pe care ați avut-o până la această oră să fiți alături de postul nostru de televiziune Nord TV, într-o ediție specială, în încheiere spun ca de obicei. Să fiți deștepți și curajoși!